Politologii români au ajuns la concluzia că politica românească este puternic marcată de jocurile politice centrale sau locale care se fac la noi de peste 25 de ani și care sunt determinate de mersul politicii dâmbovițene, de multe ori afectând mecanismele electorale democratice. Alegerile indirecte nu sunt neapărat o abatere de la democrație. Aceste mecanisme electorale, până la urmă, ele sunt toate democratice, cu condiția și oamenii care candidează sau care sunt aleși să respecte regulile democratice și să nu facă parte, să spunem, grupurilor lor de interese sau de partid. Și din punctul ăsta de vedere, faptul că a fost ales președintele de Consiliul Județean de data aceasta de către consilieri nu reprezintă neapărat un lucru defavorabil pentru democrație. Ideea este că jocurile de culise, oricând apar, chiar și când sunt candidați direcți pentru funcțiile de președinți de Consiliul Județene, cum au fost și la legile precedente din 2012, jocurile de culise vor fi oricând. De data aceasta, jocurile de culise au fost, cum să spun, puțin mai la lumină, pentru că s-a văzut ce coaliții se fac imediat după alegeri, când s-a văzut distribuția de mandate. Este demn de urmărit de-a lungul timpului și influența politică determinată a partidelor politice mici, care au întotdeauna rolul indispensabil de formațiuni balama, în funcție de care se fac și se desfac majoritățile politice absolut necesare accederii la guvernare. Aceasta a fost practica politică în România imediat după 90. În 2004, de exemplu, a fost o curtare intensă din partea PSD și alianța PNL-PD la adresa celor două partide minore, PUR și PRM, care intraseră în consiliile județene. Au fost curtate aceste... Și intraseră cu consilieri neașteptat de mulți, ca și număr. Nu neapărat, au intrat cam cu același număr de consilieri prin consiliile județene, cum au intrat acum ALDE și PMP, adică 1, 2, 3 consilieri în general în consiliile județene. Și ca urmare, aceste partide, atât la nivelul consiliilor județene în 2004, cât și la nivelul consiliilor locale, au obținut posturi de viceprimari, vicepreședinți de consiliile județene și, bineînțeles, și alte posturi de directori în consiliile județene, în primării. Această practică politică este curentă în România, nu s-a întâmplat ceva deosebit în 2016. Ea este într-adevăr păguboasă pentru democrație, pentru că nu se respectă, să spunem, ideile principiale ale democrației de împărțire în mod obiectiv a resurselor publice, ci se creează aceste coaliții prin care se distribuie resursele spre aleșii din partea partidelor în general care fac parte din coaliția câștigătoare. În cei 25 de ani care s-au scurs de la Revoluție și în județul Neamț s-au făcut în fiecare campanie electorală, fie că e vorba de alegeri parlamentare, de prezidențiale sau europarlamentare, tot soiul de înțelegeri de multe ori transpartinice. Rămân de notorietate înțelegerile politice de la ultima campanie din 2012, când în zona Roman s-au stabilit non-combatul unor candidați de așa manieră încât nemțenii au votat cu cine au vrut și au câștigat cei care trebuiau, fără surprize prea mari. Singura excepție de la regulă a fost în colegiul 2 Senat, unde a ieșit la redistribuire ca senator Leonard Cadar, ieșit pe listele PDL, trecut prin demisie la PSD. Nici această campanie electorală pentru alegerile parlamentare nu va fi lipsită de astfel de înțelegeri care vor vicia voința electoratului.